Salut trader și bun găsit la Infocus. Este data de 10 ianuarie. O să încep analiza de astăzi cu GBP/USD. După cum se vede pe grafic, bine, dacă ne uităm pe un grafic pe termen mai lung, vedem că GBP/USD este pe un trend descendent. Iar în momentul de față, perechea se află exact în această zonă de confluență de rezistențe, dată de rezistența orizontală și rezistența liniei de trend. Mă aștept ca prețul să înceapă să coboare și ca și target pentru această scădere putem să căutăm, știu și eu, 1.3350. Dacă paritatea va depăși 1.3650, acest outlook nu mai este valabil. Următoarea pereche este NZD/USD. La fel și aici, dacă ne uităm pe termen mai lung, observăm că perechea anul trecut, în februarie, a început să intre pe un trend descendent. Pe termen mai scurt, scuze, vedem că se află într-un range. În momentul de față este la mijlocul acestui range, unde există și un nivel de rezistență în jurul valorii de 0,6790-0,68. Și mă aștept și aici la continuarea trendului descendent și la o scădere, de ce nu, chiar sub acest prag de 0,67. În sfârșit o să vorbim de platină. Bun, deci și aici la fel, de ceva timp platina se află într-o mișcare descendentă, deci după ce a atins acest maxim de la 1300, ulterior a corectat această mișcare formând acest wedge, rising wedge, a scăzut până la acest suport și în momentul de față este în acest flag. Odată ce acest flag va fi străpuns descendent, putem să ne așteptăm ca prețul platinei să scadă și să spargă acest nivel de suport de la 910. Ar putea coborâ chiar până în jurul valorii de 850. Cam atât pentru această analiză. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!